Pentru început se vor face deplasări ale angajaților centrului în școlile din județ, de unde se vor alege elevi care vor să devină voluntari antidrog și care ulterior să se implice în activități de prevenire a consumului. Un alt proiect, Fred Goes Net, se va adresa celor care au consumat droguri sau consumă în continuare ocazional, fără a fi dependenți. Grupul țintă este reprezentat de copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și 21 de ani. În această perioadă, Centrul Antidrog Dâmbovița are în pregătire trei proiecte de prevenire, dar și de intervenție în cazul consumului de droguri. Primul dintre acestea face referire la selecția unor voluntari. Practic, vom avea o campanie prin care vom încerca să atragem elevi din mediul școlar, în special din liceele din Târgoviște, care să se implice ulterior în activități peer education de prevenire a consumului de droguri pentru colegii de aceeași vârstă. În cazul celui de-al treilea proiect, deținuți consumatori de droguri din penitenciarul Mărgineni vor merge prin școli și vor prezenta elevilor riscurile și consecințele în cazul în care devin dependenți. Inițiativa penitenciarului Mărgineni, la care Centrul Antidrog este instituție parteneră, practic vom avea întâlniri cu elevi din liceele din județ de data aceasta, în care consumatori de droguri din penitenciar vor avea întâlniri cu elevii și practic le vor expune experiența de viață legată de consumul de droguri și urmările pe care consumul de droguri l-au avut în cazul lor.